ziua, bine ați venit în Palatul Parlamentului. Vă rog. Vizităm împreună una dintre cele mai mari construcții realizate la noi în țară și în lume în același timp. Am înțeles că e a doua clădire din lume, ca da, și suprafață? Ca suprafață, da. Are 365.000 de metri pătrați. Wow! Și am înțeles că are la fel de multe nivele la subsol ca și în sus? Așa se spune. Sunt foarte multe zvonuri, povești. Sunt doar legende sau? Legende, dar încă nu sunt confirmate. Îmi spunea un amic care a făcut armata aici pe vremea lui Ceaușescu, când știți că se făcea forțat, adică îi duceau, era un fel de batalion disciplinar, că a coborât până la 6, până la nivelul 6, subteran. Câte știu, nu e confirmat nimic oficial. Nu e confirmat oficial. Sunt două nivele în subteran, 10 sus, deasupra. Acum ne aflăm la nivelul minus 1, unde întâlnim o foarte frumoasă galerie de cu statui din bronz, personalitățile importante din secolele 15-19, prinții voievozi, domnitori, Mihai Viteazul. Mihai Viteazul aici. Ne întâlnim din nou, am fost la Munte Reatos acum două săptămâni cu niște amici și actitorii tot din mănăstiri de acolo, Simonos Petras, și era tabloul lui Mihai Viteaz acolo și anul actitorii mănăstirii. Da, Ștefan cel Mare. Astea sunt de atunci, de când s-a construit Casa Poporului, nu? Au fost ulterior aduse. Aha. În clădire. În partea opusă este intrarea deputaților, dinspre latura de nord, dinspre Parcul Izvor. Deci pe aici intră deputații, da, în Parlament. Da. Am înțeles. Materialele de construcție, decorațiile interioare sunt toate fabricate la noi în țară, sunt de proveniență locală. Marmură, cristal, lemn, absolut tot. Cristal unde? La Mediaș. La Mediaș? Mediaș. Și mai au și acum sau? Nu, am înțeles din păcate că fabrica de acolo s-a închis și a dus activitatea în timp. Cam înțeles că cam toate fabricile astea bune ale noastre s-au cam dus. Covoarele au fost lucrate la Cisnădie, lângă Sibiu, vestita fabrică de covoare de atunci. Toate covoarele, nu? Da, unde s-au făcut mii de covoare, special pentru această clădire. Am înțeles că cel mai mare covor e în Sala Unirii, un covor Sala uriaș. Unirii, da, o să-l vedem la un moment dat. Galeria măsoară 60 de metri lungime, are un covor imens, într-o singură bucată. Wow! Tablourile astea sunt tablouri originale, nu? Sunt originale, sunt... Este o colecție permanentă, diferiți pictori români din secolul 20. Și stau permanent aici, nu-i doar o expoziție temporară? Nu, sunt în permanență aici. Construcția clădirii a început în anul 1984, în urmă cu 37 de ani. Așa. În perioada comunistă, la care au participat 700 de arhitecți, wow, și 20.000 de muncitori. Cei mai buni specialiști din țară au fost aduși aici, au lucrat, au fost detașați, au lucrat timp de 5 ani, în 3 schimburi, zi și noapte, reușind să facă un lucru extraordinar. Rezultatul se vede. Marmura este de diferite nuanțe, marmură albă și roz de Rușchița, din zona munților Poiana Ruscă, din Carpații Occidentali. Marmura este și marmură roșie și neagră de Moneasa, dar și marmură bej de Alunci Căprior. S-au folosit în total 1.000.000 de metri cubi de marmură. Wow! Da. Este cea mai grea clădire din lume astăzi. Cea mai grea clădire din lume? Da, deține 3 recorduri, cea mai grea, cea mai scumpă, cea mai mare clădire administrativă. Am înțeles că Pentagonul ar fi prima ca și suprafață, da, interioară, dar aceea are, da, un statut special, este o clădire militară, aceasta este civilă, administrativă. Am înțeles. Mergem mai departe. Mergem mai departe, continuăm, vă rog. Intrăm în aici, nu? Da. Să urcăm la etaj, o să vedem următoarea galerie, la nivelul 0. O să coborăm și două etaje jos, nu? Nu. Știu că se vizitează și puțin la subsol. Nu, acela este închis în această perioadă. E închis, da? Am fost toată și la subsol.
Se făceau pe vremuri, înainte de pandemie, se organizau tururi și cu subsolo, dar acum, din păcate, s-au închis. S-au închis. Da. Marmura este principalul material de construcție folosit, prezent peste tot, pe trepte, pe pereți, coloane. Câte lifturi sunt în interior? 32 de lifturi, am înțeles că sunt în total. Sunt folosite de către angajați, salariați, funcționari publici. Știu că vedeam pe aici... Care lucrează sus, la nivel de... La Comisia de Buget Finanțe tot timpul era o liftieră, adică nu, da, nu mergeai singur. Sunt și lifturi, da, cu un soțitor, câteva. În special lifturile centrale. Iată-ne acum la nivelul 0, deci este parterul clădirii, practic. Deci ăsta e parterul, ne-am fost cumva la... Ne-am pornit de la minus 2. De la minus 2. Da, am văzut statuile la minus 1, acum suntem la parter, pentru că palatul este amplasat pe o colină naturală, un deal, care are 18 metri înălțime și este deasupra nivelului străzii. Am înțeles. Practic de aici începe nivelul 0. Unde se află... Golo? Da. Aici se află galeria presei. Am văzut cablurile astea, cred că sunt la televiziune, care vin, da, și au interviuri sau fac... Da, sunt spațiile pentru jurnaliști. În partea aceea, în spatele coloanelor, sunt și studiourile de televiziune, unde se iau interviuri cu politicieni, membrii Parlamentului. Este galeria presei, unde întâlnim o colecție foarte frumoasă de costume populare tradiționale, da, din diferite zone ale țării, ce au fost aduse aici în urmă cu câțiva ani, ele au fost donate palatului de către colecționari privați. Iar în partea stângă se află o expoziție permanentă de tablouri, artă românească, modernă, în anii 70-80, printre cei mai cunoscuți artiști, aici fiind Sabin Bălașa, în zona centrală. Tot e grandios, așa mare, uriaș. Sigur, și... sigur, impresionant. Ce înălțime are tabanul? Aici, 9 metri. Wow! 9 metri. La alte clădiri mai era încă un etaj. Da. La 4 metri. Deasupra sunt lampadarele, lustrele din cristal de mediaș. Iar sus, în tavan, sunt gurile de aerisire pentru sistemul de ventilație naturală și se folosește aici pe timp de vară. Este cald. Funcționează acest sistem de aerisire. Deci ăsta e cristalul de mediaș. Și da, acele spații. Din, alea, florile alea din plafon, sau? Din plafon. Aha. De acolo, laterale. Da. Uh-huh. Alea sunt guri de aerisire. Am înțeles că exact. N-a fost prevăzut aer condiționat. Dar... Nu, aici nu, pentru că sunt spații foarte mari și aerul condiționat nu face față, nu este suficient. Și s-au pus ulterior, după Revoluție, am văzut tot felul de aparate pe la geamuri de aer condiționat. În birourile de sus, da, unde spațiile sunt mult mai mici, uh-huh, într-adevăr acolo este nevoie de aer condiționat. Ne întoarcem, continuăm vizita în... În partea alaltă, ok. Da. Aceasta este o galerie ce măsoară 1400 de metri pătrați. Galeria unde ne aflăm noi acum, nu? Ne aflăm noi chiar acum, da. Și acolo sunt studiourile de televiziune, da, unde se iau interviuri. Că văd semnul de la Antena 3. Urmăritorii mei de pe YouTube nu se mai uită la televizor. De-aia au trecut la YouTube, ca să nu mai vadă știri negative, să îmbolnăvească. Apropo de televiziune. De asta mută foarte multă lume pe YouTube, pentru că atâtea știri negative de când deschizi televizorul și în foarte multe țări din Europa, inclusiv în țările nordice, sunt interzise să dea știri negative, că îți creează o stare
destul de readă dimineața, așa încep ziua prost. Vă rog. Aici sunt, în interiorul acestor spații, sunt caloriferele ce funcționează pe timp de iarnă pentru încălzirea spațiilor. Acestea sunt măștile de radiatoare din alamă, foarte frumos realizate, tot la noi în țară, la Reșița. Cele care maschează, practic, caloriferele. Ok. Mergem mai departe, ne îndreptăm acum spre galeria principală, este galeria de onoare, aici în partea dreaptă. Ce înseamnă galeria de onoare? Este galeria, este un culoar, un coridor. Asta e numele ei, de fapt. E numele ei inițial, da. Uh-huh. Oaspeți, pentru delegații, important. Adică un fel de grupuri. Intrare principală, da, cum ar veni, da, nu? Da, 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 o galerie principală, da. Wow, ce frumos arată. Da, are 150 de metri lungime până în celălalt capăt. Este cel mai lung culoar din palat. 150 de metri? 150 de metri lungime, 18 metri lățime și 9 metri înălțime. Aici e o galerie cu foarte multe coloane. 34 de coloane sunt de-a lungul galeriei, pe care o flanchează. Iar porțile acelea pe care le vedem în față, din lemn și din cristal, intră lateral în perete. Sunt porți culisante, glisante. Mm-hmm. Jumătate în partea dreaptă, cealaltă jumătate în partea stângă. Da, e imens. Mergem în față sau ne întoarcem? Mergem acum în partea aceasta. Ok. Vedem alte spații. Aceasta este sala Nicolae Iorga. O sală ce se aseamănă cu interiorul castelului Peleș de la Sinaia, în care arhitecții s-au inspirat de acolo, din fosta, în arhitectura reședinței de vară a familiei regale. Așa. Au folosit stilul neorenaștere germană. Uh-huh. Foarte multe detalii, decorații aici în lemn, un lemn de stejar, prezente pe plafonul sălii, pe pereți și de asemenea pe parchet. Este o sală de conferințe internaționale, de reuniuni. E doar pentru uz intern sau se și închiriază la firme? Se închiriază sau... pentru companii private, pentru oameni de afaceri. Eu știu că mulți au ținut conferințele aici, am mai fost și la vreo 2-3 conferințe la firme private, la Palatul Parlamentului. Sălile sunt toate foarte bine echipate, cu sisteme de traducere simultană, videoproiectoare, microfonie, sonorizare. Și candelabrele astea tot la mediaș? Tot la mediaș, da, au fost lucrate. Sunt de diferite dimensiuni, forme. În total sunt 2500 de astfel de candelabre și lustre în întreg palatul astăzi, da. 2500 de candelabre. Sunt niște cifre impresionante, așa, când... Sigur, așa este. Draperiile de la ferestre și tapiseriile interioare sunt din mătase românească, lucrate la Sighișoara. Fabrica aia mai există? Cred că mai există aceea, da. Practic, cred că 90% din ce aici tot e din mediul România, nu? Da, 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 sigur. Și covoarele sunt foarte... Covoarele, foarte frumoase. Foarte frumoase. Realizate, sunt din lână, lucrate la cisnerie. Mergem mai departe, ne îndreptăm spre o altă sală, partea stângă. Și coloane de marmură impresionante. Da. Și astea le mai curăță din când în când, candelabrele. Sigur, sigur, cum să nu. Și se urcă cu niște scări, cred că, nu? Niște scări speciale, niște, da. Cam câte persoane? Cam 2-3 persoane ar trebui să urce și să mai cred schimb. Că sunt sute de persoane care fac curățenie aici. Da, 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 da. La volumul ăsta. Cât e suprafața interioară totală? 365.000 de metri pătrați. Wow. 36 de hectare și jumătate. 36 de hectare în interiorul clădirii. Este sala Nicolae Bălcescu, o sală mai micuță, dar foarte interesantă, cochetă, frumoasă, cu arhitectură deosebită. Întâlnim aici marmura roz de pe pereții sălii, o marmură mai rară, mai specială. Marmură roz. Da, tot de Rușchița. Și deasupra sunt capitelurile corintice în metal, realizate în alamă.
sală pentru, rezervată pentru seminarii, colocvii, simpozioane științifice, culturale. Așa, asta comunică cu sala unde comunică am fost noi. Comunică cu sala de alături, da. Uh-huh. E splendid de marmura asta roz, adică are un aspect... Sigur, e deosebit, da. Nici n-am mai văzut așa în comerț, să zic. Cred că s-a terminat cu exploatarea de marmură de acolo. Se întâlnește mai rar, am înțeles că doar câteva țări din Europa au culoare aceasta roz de marmură. Se mai întâlnesc în Spania, în Portugalia, în Italia. Și bineînțeles la noi încă mai există cariere de marmură. Se exploatează în continuare marmura. Mm-hmm. Se și exportă, am înțeles, în foarte multe țări ale lumii. În Japonia, în Emiratele Arabe. Super. Elveția. Acesta este poarta aceea de care vă spuneam. E uriașă. Care intră complet în perete. Din a, se bagă masiv, în perete și rămâne aici. Lemn masiv, lemn de stejar. Lemn masiv și cred că e sculptat manual, după cum arată. Lucrată de cei mai buni meșteri aduși din Maramureș, lucrători în lemn. Cred că au anunțat că am scăpat de COVID, că s-au auzit aplauze furtunoase acolo în dreapta. Da. Ne îndreptăm spre centrul galeriei. În partea stângă vom vedea o altă intrare. Este intrarea pentru șefii de state, de guverne, pentru delegații. Aia care dă în Bulevardul Unirii, nu? Cea care dă spre Bulevard, mm-hmm. Este intrarea principală. Că am fost la o petrecere aici și am intrat pe aici și ne-am dus până în capăt, în sala Unirii. Da, exact. Deci asta e intrarea, dar acum e închisă, se folosește doar sporadic, temporar. Da, mai rar. Și deasupra este balconul ăla, famous, balconul care dă... Balconul de la primul etaj este deasupra intrării, da. O să ajungem și acolo. Acolo te simți important, așa, când te uiți și vezi tot bulevardul. Da, da, într-adevăr. Mergem înainte sau unde? Mergem mai departe, la înainte. Cât timp a durat construcția? Când am reținut, nu știu dacă mi-a spus, dar... A început în 1984. Și s-a finalizat în 1997, când Camera Deputaților s-a instalat aici, după alegerile din noiembrie 96, și a schimbat sediul. Ulterior a venit și Senatul, în anul 2004. Era, da, mi-aduc aminte că Senatul era acolo de unde a fugit Ceaușescu. Da, în piața... Unde e Ministerul de Interne acum. Da, în piața Revoluției acolo. Și cam cât la sută din clădire este ocupată de... Senat, de Camera Deputaților, de birou administrative. Toată clădirea este funcțională, ocupată, 100% aha. Utilizată. Toate știu spațiile, toate că citeam undeva după Revoluție că doar 30% sau 40%, atunci, probabil, da, doar când era terminată, da. Probabil doar când erau deputații, fără senatori, da. Și fără alte... Da, exact. Aici este salonul de protocol, salonul Nicolae Titulescu, unde președintele Camerei își invită oaspeții la cel mai înalt nivel. Este un salon... Deci e salon de protocol pentru președinte, da, asta. Da, este salonul roz, cu mobilier în stil francez, stil Ludovic al XV-lea, al XVI-lea, cu oglinzi baroce, pe pereții sălii, cu coloane foarte din marmură. Ceremonios arată așa, foarte elegant. Da, într-adevăr. S-a folosit culoarea roz pentru covorul sălii și pentru mobilier, pentru că este o culoare considerată o culoare neutră, folosită în relații internaționale, în diplomație. Mm-hmm. Această culoare nu se află... Nu știam. Nu se află pe niciun steag al niciunei țări. Culoarea roz? Da. Ce curiozitate, chiar nu știam. Nu ofensează pe nimeni. De aceea a fost alasă această culoare. Capitelurile aici sunt din bronz, deasupra, tot în stil grecesc, în stil corintic.
Fiecare sală are ceva special, ceva diferit. Probabil că de aia a fost nevoie de 700 de arhitecți ca să poată să lucreze în paralel și să poată să proiecteze, pentru că dacă era o echipă mai mică, cred că dura 20 de ani doar proiectatul. Așa este, au existat mai multe grupuri de arhitecți, cei 700 de arhitecți s-au împărțit în mai multe echipe și fiecare echipă se ocupa de fiecare spațiu, sală, galerie, într-un mod diferit. Deci, parcă am citit că a fost o arhitectă șefă, Petrescu, parcă. Da, sau... Anca Petrescu. Anca Petrescu și avea doar 28 de ani când... Da, 28-30 de ani când a câștigat concursul pentru proiectarea... Vă dați seama ce la 28 de ani să proiectezi Casa Poporului. Bravo ei! Au fost 17 arhitecți care au prezentat președintelui de atunci planurile, proiectele și însă a fost câștigat acel concurs. În zona opusă este una dintre grădini, una dintre curțile interioare. Câte curți interioare sunt? Păi patru. Patru curți interioare? Da, da. Aceasta e una dintre ele. Wow! Arată impresionant! Ce diferență de temperatură. Cred că sunt 40 de grade afară. Cel puțin. Și sunt grădinari care întrețină... Sigur, sunt persoane angajate care se ocupă de întreținerea. Știți cumva cam cât personal este pentru curățenie, de servire, grădinii? Păi peste 200 de persoane. Peste 200. Da, se ocupă zilnic. La suprafața asta imensă e nevoie de... Instalatori, meșteri, electricieni. În partea stângă se află o altă sală, este sala drepturilor omului, pe care o să o vedem. Asta e denumirea ei, dar nu se folosește doar exclusiv pentru conferințe pe drepturile omului sau ceva, nu? Prima conferință a avut ca subiect drepturile omului și și-a păstrat numele. Denumirea, da. Imediat după Revoluție. Wow, ce candelabru, uriaș! Da, este un candelabru de 2 tone. Două din, tone? Din cristal, da. Nu ai văzut așa un candelabru mare niciodată. Realizat tot la Mediaș. Aceasta e una dintre primele săli terminate în perioada aceea, în 89, cu câteva luni înainte de Revoluție, de evenimentele din decembrie. Era proiectată inițial pentru ședințele Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român, așa se numea atunci, CPEX-ul. La această masă rotundă trebuia să întrunească membrii importanți ai vremii. Dar curios că au făcut o rotundă, sunt că comuniștii de delimitau foarte bine cine e șeful și fiind masă rotundă... Sunt 60 de locuri acum, trebuiau să fie inițial 61, fotoliul prezidențial trebuia amplasat în partea stângă a mesei acolo, dar nu a mai fost realizat. Au intervenit momentele din 89, din decembrie și totul s-a schimbat. Este o sală proiectată în două stiluri diferite, aici arhitecții au ales stilul românesc, stilul brâncovenesc, în lemn, de culoare maro, și cel de renaștere italiană, în stucatură. Stucatură, da. Da, culoare albă. Au fost îmbinate armonios cele două stiluri. Este o sală, da, parchetată, lambrisată, în lemn de stejar. Are 650 de metri pătrați. Se folosește în prezent pentru tot felul de reuniuni politice, de afaceri, culturale, științifice. Aici au loc și seminarii NATO, ale Uniunii Europene, în ultimii ani, în ultima perioadă. Deci asta e mai mult pentru, adică nu se închiriază la firme sau ceva, e doar pentru uz guvernamental, parlamentar. Da, am înțeles. Mergem mai departe. Înapoi, nu? Da. Am parcurs cei 150 de metri ai galeriei, care vă spuneam. Acum o să ne întoarcem și continuăm vizita în partea stângă, ne îndreptăm spre zona centrală.
destul de pustiu. Cred că ori din cauza COVID-ului nu se mai fac conferințe, știu că înainte era mult mai animat. Da. Și probabil că și din cauza verii cu vacanțele. Da, da, da. Pe perioada verii sunt mai puține evenimente și mai multe, mai multe vizite. Turiști sunt, nu? Sunt, sigur, am reînceput să... Că am văzut și la Casa lui Ceaușescu, erau destul de mulți. Da, au revenit turiștii după lungă perioadă de absență. Și ce întrebări vă pun cel mai frecvent? Adică care e curiozitatea unui străin care nu știe nimic din istoria noastră, s-a auzit doar de Ceaușescu, că era dictator, tiran, că a făcut casa, că au murit oameni, ce întrebări vă pun? Păi diferite întrebări despre înălțime, despre structură, despre adică mai mult pe despre... partea constructivă decât de partea de istoria clădirii. Și de istorie și de politică, cine a fost, când a domnit, între ce ani, era de unde a așa. Obținut fondurile necesare pentru construcție. De unde s-a gândit să plătească întreținerea după ce clădirea? Costă întreținerea, facturile, da, sunt foarte curioși. Într-adevăr. Billing. Da. Part. Suntem acum în sala Ionice Brătianu, poartă numele marelui liberal, prim-ministru al României, unul dintre fondatorii statului modern, după 1 decembrie 1918. Este o sală centrală, amplasată în mijlocul palatului, ce beneficiază de foarte multă lumină, venită dinspre grădini de afară, dar și lumina de la candelabre, lustre, lampadare, o sală destinată expozițiilor, balurilor, recepțiilor, dinerurilor private. Cu anumit caracter, adică nu cred că permit nunți, botezuri sau nu, nu știu ce. Nu, botezuri nu. Că am văzut că am mai fost în, pe la Sala Unirii și intrarea era pe acolo, se mai făceau de-astea târguri imobiliare. Târguri imobiliare, de turism. De turism. Da. Se mai organizau, sigur. Târgul de nunți. S-au mai liniștit acum cu nunțile, cu pandemia asta, mai, pentru că era o industrie incredibilă cu târgurile astea de nunți și cu tot felul de obiceiuri inventate să le ia banii la aia care fac nunți și s-au mai potolit puțin. Aici draperiile de la ferestre, cele roșii, sunt lucrate la Agapia și Văratec. La mănăstire, chiar la mănăstire? Din nordul țării, da, de către măicuțe. Măicuțele, de către călugărițe, da. Wow. Sunt brodate manual aceste draperii în fir de aur și de argint, la Agapia și Văratec. Fir de aur și argint. Dar au lucrat ceva măicuțele, la ce perdere sunt aici? Au